Procurorul militar Nicolae Lupulescu este cel de-al doilea candidat la șefia DNA. A fost detașat în funcție la începutul lui 2016 pentru o perioadă de 3 ani și este adjunct al secției militare din DNA. În trecut a mai candidat și la șefia DICOT, chiar după ce Alina Bica a fost arestată, însă nu a fost admis. Acum două zile, procurorul Paula Tănase și-a depus prima candidatură din cea de-a doua procedură de numire a șefului DNA lansată de ministrul Justiției Tudorel Toader. Prima selecție s-a finalizat fără o nominalizare după ce toți cei patru candidați au fost respinși. La vremea respectivă au candidat pentru șefia DNA Florentina Mirică, Cristian Lazar, Marius Iacob și Elena Grecu. Funcția de procuror șef al DNA a devenit vacantă după ce Laura Cotuța și a fost revocată din funcție printr-un decret emis în data de 9 iulie de președintele Claus Iohannis.